Marius, astăzi încă un meci amical cu Speranța, care s-a terminat egal. Ce părere aveți despre acest meci? Și acest meci și ultimul joc de dinainte cu Zarea au fost, ca de altfel și celelalte jocuri care le-am avut de pregătire, foarte bune, foarte utile, cu două echipe foarte valoroase. Noi ne măsurăm forțele cu ei, dar în același timp vrem să evaluăm și valoarea jucătorilor noștri, pentru că știm că este o perioadă de tranziție la clubul nostru în care vrem să introducem, să promovăm jucători foarte mulți tineri. Le dăm cantitate de minute de jocuri jucate tuturor pentru a ști și a vedea exact cu ce și cu cine putem să plecăm la luptă pe data de 1 aprilie. Nu vedeam un lot de start final, deoarece în fiecare meci amical sunt schimbări pe poziții, diferite jucători joacă. Când dumneavoastră deja aveți stabilit lotul care îl vedeți final pentru primul meci din campionat? Da, pentru moment sunt 4-5 poziții care sunt fixe, sunt clare, jucători care și-au câștigat poziția. Ei știu foarte bine ultimele două jocuri, cel de astăzi și cel de sâmbătă care urmează. Jucăm cu Dinamo Auto, ei își vor definitiva efectiv poziția în primul 11 sau în lotul de bază. După, ei știu, am stat de vorbă cu ei, după jocul de sâmbătă vom trage linie și ne vom axa deja pe un lot, pe 16-18 jucători cu care vom începe practic din prima etapă. Cum în meciul cu Zarea? Așa și astăzi, echipa noastră mai mult a dominat, a făcut pressing, mai mult a jucat la poarta adversarilor, iarăși la realizare vedem că avem probleme. Cum lucrați în acest sens și ce schimbări puteți face în procesul de antrenamente, cred? În antrenament lucrăm foarte mult pe ambele faze, faza ofensivă, faza defensivă, lucrăm foarte mult și pe tranziție. Noi sperăm să eliminăm în primul rând greșelile individuale, pentru că și în jocul cu Zarea și în jocul de astăzi am primit gol pe niște acțiuni foarte simple, pe acțiunea de construcție a echipei noastre sau pe mingea. La jocul cu Zarea am primit gol pe fază fixă în urma unui asemenea greșeli și astăzi la fel, pe acțiune individuală. Sperăm să eliminăm aceste lucruri. În rest, pot să mă declar mulțumit, suntem pe un drum bun, ne apropiem de ceea ce vreau să jucăm, suntem foarte agresiv defensiv, câștigăm foarte multe minți sus, cât mai sus, vrem să avem un fotbal și spectaculos, dar pentru asta trebuie să câștigăm mingile foarte sus, în jumătatea adversă. Eu cred că ne vom prezenta foarte bine la ora primului joc, care, cum am spus, la 1 aprilie. În câteva zile vom afla primii noștri adversari în campionatul oficial care se începe pe 1 aprilie. Părerea dumneavoastră, cu cine ar fi bine de început? Cu o echipă din sus, ca Milsami sau Șerif, sau cu o echipă de gen de Speranța sau Sfântul Gheorghe, poate? Sincer, nu am niciun fel de dorință din punctul ăsta de vedere. Noi trebuie să fim pregătiți să jucăm cu oricine, oricând. Asta le transmit mereu băieților. A trebuit să nu intereseze cine este în celălalt vestiar. Noi trebuie să avem o atitudine corectă, pozitivă, cu oricine am jucat. Nu este vorba doar de echipele din campionatul nostru sau din orice campionat. Noi trebuie să fim foarte pregătiți și bine puși la punct din toate punctele de vedere, să ne putem bate cu oricine. Acum, cum sorții vor trage, putem să jucăm foarte bine și cu Șeriful sau Mirsami în prima etapă, sau putem să jucăm și cu o echipă mai puțin cotată. Pe noi nu ne interesează acest aspect, noi trebuie să fim pur și simplu pregătiți pentru orice, oricând. O întrebare despre echipa Zimbru Under 19, a fost un amical cu Naționala Moldovei Under 19, echipa noastră a câștigat cu scorul 2-0. Ce spune acest rezultat și urmează tot campionatul să înceapă în campionatul Under 19, unde luptam pentru titlul din nou. Cum a fost meciul cu Moldova, cum v-a părut el și ce ambiții aveam în campionatul nou la Under 19? Da, a fost un joc și Under 19 a avut foarte multe jocuri amicale. A fost un joc foarte bun pentru noi. Pot să spun chiar pentru în primele zile site-ul Federației Mult Fotbal a notat Under 19 cu selecționata Moldovei, dar ulterior au modificat și au scris Zimbru 2. Pe aceste cale eu anunț că a jucat exact Under 19, niciun jucător depășit, jucător care a fost da, exact, nu a fost nimeni, exact Under 19 și mai mult de atât am avut trei jucători titulari de 2001, de
interesa. Under 18, plus un jucător de 2002, adică Under 15, 17, care a intrat 30 de minute. Deci noi am jucat cu o echipă foarte, foarte, foarte tânără cu Naționala Moldovei. Faptul că am învins a fost o conjunctură, pentru că și echipa Națională a Moldovei este o echipă valoroasă, o echipă bună, în competența cărora și noi și noi am avut patru jucători de la Zimbro au jucat în acest meci, contra noastră, practic, unii dintre cei mai buni jucători ai noștri. Dar a fost, pe ansamblu, a fost un joc foarte bun, foarte util. Asemenea jocuri ne-ar trebui, știu, săptămânal sau odată la două săptămâni, dacă s-ar putea face, a fi în beneficiul nostru, în avantajul nostru, dar și în avantajul fotbalului, pentru că eu cred că echipa națională, la orice nivel de vârstă, joacă cu Zimbru, vor avea un adversar foarte tenace și foarte puternic. La urmă, așa, o întrebare despre fanii noștri. Vedeam că ultimele trei meciuri amicale sunt prezenți într-o valoare mai multă, de la 50, chiar și în meciul cu Zrea au fost la 100, la 100 de fani. Ce puteți să-i ziceți lor înainte de startul campionatului? Eu cred că pentru ea aș avea un singur cuvânt cu care spune totul, este respect. A rămas surprins să văd cum se strâng din ce în ce mai mulți. La meciul cu Zrea au fost de drept impresionanți. Iar astăzi, chiar dacă a plouat 90 de minute pe tot parcursul jocului, au cântat, s-au prezentat la meci și au fost alături de echipa noastră. Eu le mulțumesc și așteptăm să vină cât mai mulți să fie alături de noi și noi le promitem că vom face și vă spun că le promitem la modul cel mai serios și cel mai solemn că vom face absolut tot pentru a aduce rezultate cât mai bune și a produce fotbal și a aduce spectacol și satisfacție pentru ei.